Peste 200.000 de pelerini vor trece zilele acestea pe la Racla cu moaștele Sfintei Parascheva, la Iași. Cei mai mulți vor veni însă sâmbătă, chiar în ziua praznicului. Iar gospodinele de la cantina locală s-au apucat deja de pregătiri, pentru că sărbătoarea Sfintei Parascheva nu se poate concepe fără celebrele sarmale. Bucătărețele au început să gătească din zor de zi. Doar au de împachetat aproape 20.000 de sarmale pentru pelerinii care vor veni la Iași. Nu durează mult, depinde și de om. Unii mai iute, unii mai înci. Printre bucătăresele cu acte în regulă sunt și multe doamne care, an de an, se oferă să le ajute. Tinere sau vârstnice, au singură misiune, să facă sarmalele cele mai gustoase din lume. Poate că punem mai mult suflet, că facem pentru atâta lume. Punem tot ce trebuie. Orez, carne, ceapă, legume. Prin mâinile lor trec sute de kilograme de varză, de ceapă, orez și legume, ca să nu mai vorbim și despre cele 500 de kilograme de carne. Dar doamnele de la cantina socială pregătesc doar o parte din masa praznicului preacuvioasei. Însă cele 20.000 de sarmale nu vor ajunge pentru toți pelerinii. Nu e motiv de panică, pentru că restul vor fi donate de proprietarii de restaurante, astfel încât să ajungă la toată lumea. Și în acest an numărul sarmalelor este de aproximativ 60.000. Până acum 30.000 de oameni s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva. Mulți au venit de la sute de kilometri distanță ca să se roage sau să-i mulțumească Sfintei pentru ajutor.